Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Flora Ordean, o feministă convinsă, cum ați văzut în ultima vreme, așa că tot din acest spirit de solidaritate feminină am invitat astăzi în platoul emisiunii două colege, și dacă le mai pot numi așa colege, pentru că eu sunt ieșită din sistem, dar două colegi din învățământ. Este vorba de Dana Păiuș, vicepreședinta organizației de femei, am început din stânga, de acolo, a Partidului Național Roman, și alături de mine profesoara Iorga Ioana Roxana, președinta Organizației Femeilor Liberale de la Roman. Bună ziua și bine ați venit în platou, ați văzut cum am dat și eu mare, tot cadrul didactic. Asta deși cam de multișor am lăsat preocupările de cadrul didactic, le continui doar pe acestea de om de presă. Cu ce gânduri ați venit la noi să discutăm un pic despre implicarea voastră în campania electorală, care, iată, vrând nevrând, se apropie cu pași repezi. Ultima sută de metri. Da. Haideți să o luăm cu începutul. Care sunt atribuțiile voastre ca președinte de organizație în această perioadă intensă, când este foarte mult de lucru și la catedră și în politică? Recunosc că mi-este foarte greu, dar atâta timp cât fac cu pasiune și din convingere am intrat în acest joc, încerc să le îmbin. Ca și atribuții, noi le avem împărțite și vă spun sincer, atâta timp cât lucrez în echipă, nu simți neapărat sectorul tău se oprește la o graniță, mă simt sau bine în echipă. Sau mai pe umerii. Exact. Și atunci o faci mai ușor. Încercăm să o dăm de pe umeri unei fete, pe umeri celelalte. Oricum, din câte ați văzut la activitățile la care ați fost invitați, fetele se ajută reciproc în echipa asta frumoasă de la PNL și, zic eu, au ieșit activități chiar destul de reușite. Și cum mai urmează? De-abia de acum încep surprizele. Da, frumos. Bine, acum la Roman se știe că dintotdeauna a fost o echipă sudată. Cel pe care îl sprijiniți în campania electorală este primarul în exercițiu, Dan Laurențiu Leoreanu, este un bun organizator, un foarte bun organizator și știe să-și adune oamenii în echipă. Haideți să o luăm cu ceea ce faceți în această perioadă. Am văzut că ați început aceste lansări ale candidaților la funcție de primar și vorbiți-mi un pic despre această activitate, că v-am văzut pe toate acolo alături de... Da, ultima, de fapt, cea mai recentă a fost lansarea candidatului femeie la primăria Trifești, Mihaela Isciuc, Mihaela Elena Isciuc, o fată deosebită, tânără, muncitoare, tânără. Eu sper din tot sufletul să o perceapă consătenii ei așa cum o știm noi. Este frica asta de a lăsa, știu, administrația pe umerii unui tânăr, dar ea a demonstrat că poate să țină în frâu, știu eu, proiecte mari, pentru că s-a lansat în foarte multe proiecte mari, în toate campaniile și taberele de vară, pe partea de PNL vorbesc, le-a organizat cu brio chiar în primii 3-4 organizatori, ținând legătura cu cei de la București. N-a fost ușor. Tabăra de vară de anul trecut de la Durău, conferințele pe regiunea Nord-Est au fost puse pe umerii a 2-3 fete, pe care le vedeți aici, de fapt, și Mihaela, și echipa de la Roma Normal ne-a sprijinit. De-aia spun, sper să aibă mult, mult, mult noroc și să o perceapă lumea așa cum este, o fată muncitoare. Și eu cred în șansa ei acolo la Trifești, pentru că, din câte știm cu toții și mai ales eu ca jurnalist vechi, Trifești este una dintre cele mai încremenite administrații publice locale la ceea ce a fost imediat după anii 90, ori nu se mai poate așa.
ceva. Da, iar fiind un locuitor al comunei Trifești, Mihaela Isciuc știe foarte bine problemele cu care se confruntă această comună și, de altfel, atunci când și-a depus candidatura, a și enumerat câteva din proiectele pe care își propune să le realizeze, având sprijinul domnului primar Dan Laurențiu Leoreanu. În principal, pentru că Trifești face parte din zona metropolitană, exact, ce organizație. Exact. Și atunci, cu experiența domnului primar, probabil și Mihailei va fi un pic mai ușor, mai ales că își propune să atragă multe fonduri europene pentru a rezolva problemele cu care se confruntă comuna Trifești. Probleme în care au devenit, care au depășit granițele comunei respective. Ea este o persoană hotărâtă și sunt convinsă că în momentul în care va fi acolo la cârmă o să... Bun, asta e adevărat, dar haideți să nu trecem peste faptul că înainte de toate românii totuși sunt un pic misogini. E adevărat. Aici mi-e teamă mie pentru... Mie chiar mi-a plăcut, am urmărit cu interes, am făcut știrea cu interes. E adevărat, dar eu sper că vor reuși să vadă dincolo de faptul că este o femeie sau, din potrivă, datorită faptului că este o femeie, așa cum o femeie știe foarte bine să-și gestioneze familia, de multe ori și bugetul familiei și problemele cu care se confruntă orice familie, probabil așa va reuși să gestioneze și problemele din comună. Este un foarte bun organizator, a demonstrat acest lucru la toate celelalte activități pe care le-a avut. Iată că și înainte de campanie ea a demarat o serie de acțiuni acolo la Ian Trifești și s-au bucurat de un real succes. A devenit din ce în ce mai cunoscută și cred că a câștigat și încrederea oamenilor de acolo. Eu, din câte cunosc eu acolo, și oamenii s-au cam săturat de fostul primar, nu că îl criticăm, că nu este rostul nostru, dar nici mare lucru de pe urma lui în ăsta, dacă nu mă înșel, e al patrulea mandat, da, exact al patrulea mandat, nu s-a văzut. Deci, chiar... De asta ar trebui oamenii să încerce un suflet. Exact. Au văzut. Acum au șansa să încerce, știți, în momentul în care nu ai de ales sau trebuie să alegi ceva asemănător cu ce ai avut până atunci, e greu. Dar Mihaela este total opus, e o fire energică, vrea să facă treaba, a spus ce proiecte cu soluții, deci nu doar citind dintr-o agendă, a găsit anumite soluții cu bani, de unde să vină finanțarea respectivă. Deci toate detaliile astea ele are deja puse la punct, ceea ce ar trebui să le dea oamenilor, consătenilor, încredere. Plus că este și un suflet, cred că vreo 80% din activitățile pe care le-a făcut s-a îndreptat către inima consătenilor, pentru că neavând ocazia să facă lucruri ce țin de administrație, pentru că nu era, a arătat și latura cealaltă, sensibilă, știți? Bun, și după aceea am mai văzut că a prins un curaj deosebit faptul că lansarea ei s-a făcut în prezența unui vicepreședintei Organizației Naționale, fost ministru Lucia Vardea, care a venit special pentru lansările din Neamț. Am înțeles că atunci au mai fost la Săvinești și unde a mai fost lansare? Și la Piatra Nu, a fost la ședință la Piatra, apoi a venit la noi. Nu, cele două lansări au fost, să vină și Trifești. Ce urmează în perioada următoare? Pe plan local? Da, pe plan local, normal că local discutăm acum. Atunci șefa OFL va... Eu pot vorbi doar din pătrățica mea ce ține de femeile liberale. Mai avem acțiuni de finalizat, acțiuni foarte frumoase, de-abia de acum urmează, ne-am terminat cele trei la începutul anului, de fapt, să o iau de la început. La începutul anului am spus la una din emisiuni, am dat în vile toate activitățile pe care le-am propus pe anul acesta. Ne-am ținut atunci, chiar moderatoarea îmi spunea, să știți că o să vă ținem sub supraveghere, să vedem dacă le finalizați. Nu le-am finalizat doar pentru că eram sub supraveghere.
Am terminat în prima lună, a fost legată activitatea de la Iași și apoi de la Roman cu Marea Unire. În februarie, Dragobete, ați fost invitați, ați văzut ce frumos a ieșit. În martie am avut portretul mamei plină de copil, foarte frumos, s-a bucurat de o... au fost multe persoane. Am atins corda sensibilă a mamelor, a mamelor în special. Urmează acțiunea Dor de Părinți, da, legată de cei care, copiii care au părinți plecați în afară. Au mare problemă asta, mi s-a părut și nouă, da? Ne ajută Monica Pellegrini la toată treaba asta. Suntem mai vorbim... Colega noastră la postul de televiziune. Mă bucur, da, foarte mult că am reușit să... Vă dați seama ce echipă este acolo. Deci mie mi-este drag să mă duc pentru că am o grămadă de fete cu suflet. Mi-este drag să mă duc să ne apucăm de o treabă. Deci acțiunile pe care le-am pus pe hârtie, le-am pus pentru că așa ne-au venit din suflet. Le-am pitrocit până a ieșit ca la carte și sper să iasă așa și atunci când ne vom organiza. Vă spuneam, în aprilie avem Dor de Părinți, acțiunea respectivă. La Paște ne adresăm bunicilor și o să le facem o vizită în casele de bătrâni. Mai avem niște familii nevoiașe în fiecare OSV pe care o să le organizați vizităm. Organizați secții de votare, ca să înțelegi. Da, organizați secții de rigoare. Da. Și urmează apoi gala adolescentului Romașcan, mai aveam tabăra de vară în lunile de iulie-august. Atunci când... Dar nici nu vom dezvălui mai mult de și sperăm să fiți alături de noi în proiectul demarat anul trecut. De fapt, este un proiect mai vechi al meu, cel de a face o gală absolvenților. Acolo este iar un volum de muncă enorm, dar ne-a reușit anul trecut și sperăm să-l reușim și anul acesta să-l desfășurăm. Dar haideți să ne întoarcem la oile noastre, cele cu alegerile. Ce pot face femeile liberale în a sprijini mai mult candidații, pentru că este o bătălie pe viață și pe moarte. Zilele au cam intrat, cum se spune, în sac și asta e marea preocupare a tuturor. Atâta timp cât ne-am lipit de echipa aceasta, vă dați seama că îi susținem în toate. Urmează toate acțiunile pe care le-ați văzut și în stradă legate de strângerea de semnături, la care și cum noi... Cum merge? Fetele... Am înțeles că... Foarte bine. Foarte, foarte bine. La câte mii ați ajuns acum? La câte mii? 8.000 parcă erau. Săptămâna trecută. 10 zile, da, tocmai marțea. Și de câte e nevoie? Vă dați seama, cu asemenea candidat nou, nici nu ne este greu să strângem numărul de semnături necesar. Ăsta este avantajul de a avea un candidat puternic, care poate să adune semnăturile fără nicio mare greutate. Și de greutate. Câte e nevoie? De câte semnături? 20 ce auzisem, da. Nu erau puse în calcul cele pe care le făceam și noi separat. Uh-huh. Am avut... Da, dar astea sunt doar cele pe care le-ați văzut dumneavoastră la cortul, publice la corturi. Ei s-au neag de mult, pentru că mi-am notat astăzi, de ce am întrebat lucrul ăsta, mi-am notat astăzi numărul de alegători cu drept de vot în Roman. Da, bine, e adevărat că este o formulă de calcul. Enorm. Mi se pare, stați că vă zic eu exact câți alegători cu drept de vot. Da, până știți, mai undeva, povestiți voi, eu găsesc numărul de... Pe undeva nu e... poate e și normal așa, pentru că cetățeanul trebuie să fie conștientizat în momentul în care își dă votul. Nu poți să nu duci această campanie de strângere de semnături pentru un candidat în momentul în care nu ai lucrurile concrete pe care să le arăți. Nu poți arăta lucrurile concrete, da. În momentul în care acest candidat vine cu o serie de realizări, una mai importantă decât alta, pot să... Da, puteți fi sigură că... Mi-am notat și până mi-a povestit voi, vreau exact să vă spun, oricum numărul de alegători din Roman este... Da, am găsit în...
Roman sunt cu drept de vot 59.670. Așa. De cetățeni cu drept de vot. N-ajung toți, da, n-ajung toți la vot. Mi se pare mult. 470.000 la întreg județul, 92.243 în Piatra Neamț, iar la Roma 52.620. Dar exact ceea ce vă spuneam. Atunci când merg la vot, ei trebuie să fie conștient, să fie în deplină cunoștință de cauză, că fiecare vot contează. Bun, ați adunat semnăturile, probabil că pregătiți și înscrierea candidatului în cursa electorală, unde îl veți însoți. Cam pe când estimați să aibă loc acest eveniment? Vorbisem chiar cu domnul primar și ne spunea că ar vrea să facă o surpriză romașcanilor de ziua lor. Deci mă gândesc că surprizele, dacă sunt surprize, trebuie să vină pe rând. Nu trebuie dezvăluite. Nu trebuie dezvăluite, pentru că vor fi surprize foarte frumoase și multe anul acesta. Nu doar pentru că este un an neapărat electoral, pentru că romașcanii merită. Nu știm nici noi data exactă, deci nu putem să vă spunem o dată exactă. Zilele Roman sunt undeva la sfârșitul lunii mai. Da? Atunci vor fi foarte, foarte multe surprize și probabil că până atunci se va întâmpla și lansarea și să vă fac cunoștință cu echipa mare a Partidului Național Liberal cu care vrea să meargă înainte. Spuneți-mi, era o normă internă de promovare a femeii în cadrul Consiliului Local. Vă regăsiți vreuna dintre voi pe listele pentru Consiliul Local? Listele pentru Consiliul Local nu sunt bătute în cuie. Noi încă suntem în discuții, pentru că îl cunoașteți de acum pe domnul primar și vă dați seama că în fiecare domeniu își dorește un om de calitate. Vă asigură că vor fi surprize plăcute ca și persoane. Mai mult nu putem spune, dar credeți-l pe cuvânt că probabil nu o să vă dezamăgească. Probabil că ai mai reînnoit lista. Exact. Deci, o aprimenit-o, că da. Așa ne și spunea și că, de exemplu, iau pe Dana Tanovici că n-ar mai dori să fie, pentru că nu este un lucru așa de ușor să fii consilier local. Da. E chiar destul de dificil. De asta am întrebat. Așa. Dar ați dat acceptul vreuna dintre voi să... Dar nu a fost vorba de accept sau... Știți foarte bine că la nivel național s-a propus ca pe aceste liste, da, 30% de gen feminin. Da, să fie. Bineînțeles că acest criteriu este îndeplinit și în cadrul PNL Roman. Vom vedea acum... Mai vorbeați iar zilele trecute că v-ați mobilizat și v-ați amenajat și un cuibușor sediul vostru, că dar nu ne-ați mai invitat. Așa, da, noi tot așteptam loc deschiderea oficială din cauza faptului că am avut treburi urgente de rezolvat și trebuia să ne întâlnim într-un cadru organizat. Am intrat doar noi, dar fără să tăiem panglica. Panglica, da. Și așa că eu fără... acest sub mustață să fac o... Din ce am înțeles, vrem ca surpriza să fie maximă și să ne cunoașteți familia adevărată, deci care vrea să meargă domnul primar la luptă, atunci când vă vom arăta și căsuța noastră. Da. Deci nu a avut loc inaugurarea. Cam departe, că... căsuța, cam acolo de ștepa, dar frumos. Da, este în Roman plăcute. Și știți foarte bine cum arăta pe vremuri strada Ștefan cel Mare, lăsată în părăsire, cu clădiri părăsite, distruse, și ați văzut cum este acum. Așa dăm că dacă exemplu, a fost dreapta, în stânga, este centrul vechi al orașului Roman, este plină de clădiri, de monumente istorice și atunci e bine că a fost redat circuitului. Sinceră să fiu, evenimentul cel mai așteptat pentru mine este inaugurarea bibliotecii, mai ales că acolo este rod al luptei mele de vreo 3 luni de zile cu, din păcate, tot cu fosta conducere a Partidului Național Liberal, care se pusese de-a curmezișul
asupra reabilitării acestei clădiri, iar eu m-am înfuriat așa de tare pe lucrul acesta, încât am declanșat atunci o campanie de 3 luni de zile, ies-o, ies biblioteca, și n-au avut încotro și au cedat. Am ajutunat în jurul meu. A fost o adevărată cruciadă. Da, nimic am avut peste 8.000 și ceva de semnături atunci obținute, tot așa, că vroiau domnul Sărescu, nu vroia dumnea lui, se pusese pata pe ce. Și pe cea pe care am reușit să o determin să vină alături de noi a fost Daniela Suman. Și mai fost și domnul Mircea Beloiu. Care până atunci au cedat, nu, dar vorbeam în consiliul local cei, pentru că restul, dacă era și uite așa... Era, nu? Domnul Beloiu era, dacă știu, atunci a ieșit. Așa am reușit noi atunci să înfrângem voința politică arbitrară, pentru că aici e vorba de arbitrar. Da, după cum nimic nu se obține fără luptă, iată că acum ne aflăm deja la capăt de drum. Și a ieșit o bijuterie. A ieșit o bijuterie de care chiar sunt mândră. O aștept cu... Da, nu știu dacă... Am zis eu bucățică din sufletul meu acolo și din lupta mea de jurnalist, de om al cetății. Da, vedeți, deși orașul Roman este un oraș atât de mic și poate fără importanță, considerat de unii, domnul primar a reușit să-l introducă într-un circuit... aș putea spune chiar turistic, dat fiind faptul că acum oricine vine din afară are ce să viziteze, are atâtea obiective de marcat într-o vizită, chiar și dacă ar fi numai de o zi. Putem dezvălui, apropo de ghid turistic, chiar se gândeau la un moment dat să facă, și probabil va fi o surpriză, nu știm încă, referitoare la o cărțulie cu toate aceste lucruri de vizitat în Roman. Da, mă uitam, azi am trecut și aștept iar cu mare, mare interes inaugurarea corpului B de la Roman. Și acolo este așa frumos și parcă îți umple, când vedeam, mai ales că era școala în care eu învățasem la gimnaziu. Și noi, la rândul nostru, la etajul 2, am fost cu fața către biserică și când am văzut sala mea de clasă, renovat. Deci acum este aripa dinspre spital, Eu acolo am făcut gimnaziu, era și fost la școală 7 și am... Vă dați seama câte cadouri sunt de ziua romașcanilor? Și de pe știu eu, în 10% despre ce am vorbit. Da, iată că promisiunile făcute probabil în campania electorală trecută nu au rămas doar la stadiul de promisiuni și acum deja le vedeți finalitatea. Acum, mie nu mi se pare că va fi o luptă la baionetă la Roman, pentru că este un singur tur de scrutin, lucrurile sunt clare, lumea vede, are ce vedea, sunt clare, dar mie mi-e teamă de altele care deja au început să apară lupta aceasta, războiul pe internet, și l-am văzut într-un mod atât de urât zilele acestea. Da, pentru că știți, pe internet, din păcate, nu... Pe Facebook, generația asta. Este ușor să stai în spatele unui ecran și să vorbești. Da, asta spune totul despre cei care fac treaba asta. Da, din păcate, tocmai că vorbeam de acest obiectiv de bibliotecă și atâtea răutăți și neadevăruri spuse acolo, încât nu-i rolul meu de jurnalist, dar îmi venea să pun mâna pe toată. Așa este și probabil fiecare din noi am avut același reacție, impuls, știți, dar nu poți să răspunzi tuturor provocărilor, dat fiind faptul că nu sunt niciun suport și nu un suport real. Și doar pentru că e vorba despre o răutate din partea unor persoane care, nu știu, poate sunt și la bile psihic la un moment dat, pentru că nu știi cine se ascunde. Tocmai că acolo știam că e pus cineva cumpărat de opoziție care să-l denigreze. Atunci își asumă și ei trebuie să se gândească foarte bine, dacă asta este imaginea. Acum Leoreanu va fi la DNA pe chestiunea bibliotecii. Dacă asta este imaginea cu care își doresc ei să intre în campania electorală, foarte bine, dacă și-o asumă, dar mă îndoiesc că liderii din opoziție sunt de acord. Dacă i-ați invita la o discuție deschisă și le-ați pune întrebarea în acest fel deschis, mă îndoiesc că ar fi de acord. Da. Nu, eu vă zic că m-am furiat așa de tare că erau atâtea prostii și atâtea inepții spuse acolo, că pe mine
în interiorul. Așa este. Da. Așa este, e dureros. Lupte pentru... Da. Da. Asta m-a înfuriat la culme. Gândiți-vă că noi avem, în cazul dumneavoastră, avem norocul dumneavoastră, știți despre ce era vorba acolo. Dar săracul Romașcan, care are un drum până la piață și la vecina din colț, ia de bune toate aceste mizerii care se scriu. Da, și împrășcări cu noroi. Încercam să conving anumite persoane, nici nu mai are să conving, să explic situația, vă spun sincer, deja devenise violente, încât m-am retras, am zis, e clar, n-am cu cine și mă gândeam, zic, dacă un om cu școală este atât de ușor de convins. Și de vehement în exact, și de vehement. Fără să aibă nimic palpabil. Deci ei se... Știți, din păcate asta e în ADN-ul românului, să te bucuri de răul altuia și dacă persoana aceea nu are probleme, încerci să îi le creezi. Gândiți-vă, de-a lungul timpului, domnul primar s-a confruntat de multe ori cu astfel de situații. I s-au adus tot felul de acuzații și în fond... Nu, și uitați-vă unde se găsește acum. Toată povestea a pornit de la o descoperire pe care noi am făcut-o cu surprindere asupra faptului că cineva revendica închirierea unui spațiu în bibliotecă pentru o asociație non-guvernamentală. Ori am zis, domnule, nu este firesc, nu este normal, cum să ai pretenția, această funcționează, această asociație, acest ONG funcționase acolo, dar temporar funcționase pentru... Da. Deși am zis, domnule, dar uite, și noi suntem televiziune. Păi, e foarte bun să avem și noi pretenția, mai ales când ne-am dus și am luptat. Bine, și ați solicitat și punctul de vedere al domnului primar și am înțeles că l-ați și primit. Nu, a city managerului l-am... Asta și-am întrebat, domne, și... e posibil să... Și răspunsul care a fost? Da, că nu se va încheria niciun centimetru de bibliotecă acolo, pentru că de-abia de ajung spațiile pentru ei acolo. Ei, exact. Pentru ce e acolo. Dar am mai văzut niște fantasmagorii cu cărți de patrimoniu, lipsă, găsite pe la granița cu Olanda, cu Bielveția, cu nici mai cu niște... Da, încă o dată sunt speculații. Din condeiul unui jurnalist care, din păcate, are la activ și ceva închisoare pentru șantaj. Și probabil, și vă dați seama că va fi acționat în judecată pentru că trebuie să răspundă pentru acuzațiile pe care... Nu cred că domnul primar are timp acum să se ocupe de așa ceva. Acum are timp, dar dacă va fi, dacă persoana respectivă va continua în acest fel, din fericire știu că această persoană nu poate să fie luată în serios, nu este atât de ascultată de foarte multe persoane, în general Romașcanii. Deci înseamnă că în cercul vostru al partidului ați discutat acea postare pe Facebook. Da, noi suntem la curent pentru că sunt persoane care, exact, care trebuie să monitorizeze activitatea, da, și de pe Facebook, din presă. Normal că se aduce la cunoștință. Foarte scurt, foarte clar, domnul primar ne-a spus, nu este nimic adevărat, deci în privința închirierii acelui spațiu, a spus, nu, nici nu se pune problema, nu asta era destinația bibliotecii, am făcut timpul o promisiune, am făcut o promisiune romașcanilor, veți vedea că o duc la îndeplinire și iată că în foarte scurt timp așa se va întâmpla. Scurt. Nu trebuie să dăm mai multă importanță decât este cazul. Grav este că din ce am intrat pe internet și m-am uitat și eu în dreapta, în stânga, la ce fac alte fete, culmea e că sunt persoane cu carte, în ONG-uri, destul de... știu eu, cu câteva cărți citite care susțin niște aberații. Nici nu știam, ne bufnise plânsul, râsul, nu mai știam în ce găleată să ne scăldăm. La ultima ședință OFL discutam faptul că sunt anumite persoane care își doresc foarte mult ca la ora aceasta să se înființeze un centru de permanență pe stomatologie. Da, eu am scris, dar știți că este noi bine. L-avem. Deci noi avem centru. Noi avem centru de permanență pe stomatologie cu 6 medici la dispoziție non-stop, 24 din 24, cu sediul la MedClass, inițiat la... Nu e adevărat, am fost eu și am verificat, asta vă este. Vă dau numele de mea. Telefon, că le-am da, trecute toate, deci m-am interesat cap-coadă, pentru că am rămas pur și simplu surprinsă. Mă durea sufletul în momentul în care vezi că ceva este și îți spune fresh în față,
că nu există așa ceva, când medicii au fost sunați de către mine. Fiecare dintre îi dau după emisiune ca să vedeți cu numer de telefon, cu locații, cu tot, cu program. Se poate merge oricând să vedeți că programul este pe ușă, deci centrul de permanență există. Există centrul de permanență pe stomatologie. Acolo la med pe stomatologie există. Noi știam că nu asta și de ar fi nu. Una dintre cele spuse de dar e normal atunci când auzi ceva să verifici. Sunt trei, da, e atât de simplu. Și de asta venim acum în fața dumneavoastră cu... Mai erau iarăși lucruri legate de că n-ar fi la ora actuală, da, în roman nu ai nicio posibilitate să-ți duci un copil până în 3 ani la o creșă. A, acea grădință. Vorbiți de iarăși... ce aia femeia contează ONG-ul la care exact, s-a... Exact, da, bun... deschis sâmbătă. Nu este rău că se adună, se coagulează forțele astea ale ONG-urilor. A, este foarte bine, Doamne, dar poți să construiești ceva ce nu există. Nu să spui că nu există pentru a construi doar pe agenda deocamdată. Ne-a durut. Bun, asta vă zic. Și vreau să le spunem romașcanilor că au creșă pe Smirodava care se va bun, moderniza. Deci următorul proiect chiar păi asta știu asta, cu nu fonduri. Asta, dar locul bibliotecii acolo, se da. Mută grădinița de pe Ecaterina da. Teodoroiu, va intra tot așa în reabilitare, se extinde, da. Se... Deci proiectele astea sunt deja bătute în cuie, cu finanțări, cu tot. Poți veni doar să spui din 3 fraze că nu există, o să facem, o să vedem, să mai discutăm. Eu sper ca romașcanii să-și dea de fapt seama că una e să stai la o emisiune să ții mâinile așa cum le țin eu și să mă învâr degetele spunând tot felul de aberații legate de niște proiecte de pe nu știu unde, atâta timp cât lucrurile sunt făcute deja. Iar romașcanii sunt absolut sigură că au fost la centrele de la centrul de permanență de stomatologie, pe stomatologie. Sunt sigură și eu am colegi la școală care au copii la grădinița din Smirodava, la creșa respectivă. Da, m-am zis, ne umflase râsul, plânsul. Bun, eu zic că aici tot ce se face în interesul comunității este binevenit și bine făcut. Cât credeți că veți reuși să-i convingeți voi, femeile liberale, pe romașcani să vină la vot? Pentru că marea mea teamă este absenteismul. E adevărat că vom veni ca dovadă, vom avea rezultatele de până acum și rezultatele, realizările domnului primar și atunci pe principiul fapte, nu vorbe. Eu spun că va fi foarte ușor și că romașcanii își vor da votul cu cea mai mare încredere către domnul primar. Pe lângă aceasta trebuie să ținem cont de faptul că suntem reuniți din domenii diverse. Da? Noi două, de exemplu, suntem cadre didactice. În momentul echipa în care... din da, toate. Da, echipa domnului primar reunește reprezentanți din varii domenii. În momentul în care este ceva de făcut pentru orașul roman, domnul primar se consultă cu echipa dumnealui, se consultă cu echipa din primărie, e la fel o echipă valoroasă, alcătuită doar din specialiști și atunci totul duce spre bunul mers al orașului. Nu cred că va fi atât de greu pentru un romașcanul care, iată, își poate petrece timpul liber în parc, își poate petrece timpul liber în strand, se poate plimba acum în siguranță pe străzile orașului. Se va plimba pe faleza se va de plimba, la, exact. Pe Valul Moldovii. Sunt o grămadă de proiecte pe care le va anunța și domnul primar. Da. Mă gândesc că cei care l-au susținut până acum și vor asculta obiectivele pe care și le propune pentru următorii 4 ani, îl vor susține. Vor ieși la vot în ziua respectivă. Deci am spus, în ceea ce privește, marea mea teamă a fost absenteismul la vot și pe plan această... local nu cred că se va pune problema, da, cred în acest că la fel. Adică avem un om gospodar și mă îndoiesc să, bun, că va fi cazul. Și fața romanului s-a schimbat, indiscutabil. Oricât ai vrea să fii de cărcotaș, oricât ai vrea să fii de răutăcios, nu poți să negi realitatea.
Și nu poți să negi realizările pe care le-a făcut. Data adversare au venit cu... Altceva în afară de acuzații? Da, o altă contrareplică aceea, da, s-a făcut, este vorba de cantitate și nu de calitate. Și aici iar sunt discuții, este foarte greu. Dă-ți seama că n-aș fi putut să vină cu laude. Deci trebuiau să spună ceva. Și atunci unii spun una, ceilalți spun altceva, doar pentru a... Dar nu știu concret la ce anume se referă, că dacă tot așa sunt doar niște acuzații lansate în eter, doar pentru a discredita persoana și realizările... de adversarii politici, da, care spuneau, domnule, într-adevăr, este bine să spui s-a făcut asta, dar cantitativ și nu calitativ. Dar calitativ ce anume? Calitatea lucrărilor, la calitatea lucrărilor se... Da, în regulă. De exemplu, sunt convinsă că și dumneavoastră ați fost prezentă, nu știu, cum să luăm... ca exemplu ștrandul. Ștrandul, da. Ce anume s-a întâmplat? Sau dacă, da, sau dacă se deteriorează ceva, sunt convinsă că aceste lucruri sunt într-un termen de garanție, adică sunt niște etape. Aici este un pic de adevăr. Atunci când s-a terminat planul urbanistic ăsta zonal cu cele 11 străzi, am avut de luptat primarul cu firmele care... A, dar ați spus foarte bine, deci că a avut de luptat. Vedeți că a luat măsuri și imediat a reacționat în momentul în care a constatat că ceva nu funcționează, cum și-a dorit. Da, și nu a fost lucrurile. Vedeți, vedeți cum se limpeze scapele, vedeți cum iese la suprafață adevărul. Lucrul acesta este foarte bine dacă rumășcanii vor fi convinși și de altfel și domnul primar spunea că este cam ultimul mandat la care într-adevăr vrea să candideze pentru că cam atât ai trebuie unui edil ca să schimbe fața unui oraș. Ce v-a zis la organizație? O luăm așa în pași mărunți, nu știm ce va fi în 2020. Noi ne gândim că vor fi următorii 4 ani la fel de prolifici ca cei care au trecut. N-am discutat de ce va fi în 2020. Știți? Și în cazul în care domnul primar dorește ca acesta să fie ultimul său mandat, vă dați seama și dacă așa a spus că e nevoie, de atât e nevoie ca să schimb fața orașului, vă dați seama în următorul mandat acesta 2016-2020 ce va face ca să termine cu adevărat ceea ce și-a propus. Da, și n-a fost simplu, că așa de brut vrea toată lumea, dar dacă n-ai puterea financiară, n-ai... Știți ce condiții de asta au fost? Un buget din altă parte venit, deci nu a fost susținut financiar vorbind, atâta timp cât la piatra era în mandatul întâi a fost primul, susținut, dar în al doilea când s-au făcut... Prea. Cu atât mai mult trebuie remarcate eforturile pe care le-a depus domnul primar pentru că a reușit să schimbe fața orașului și în perioada când a avut resursele financiare necesare și în perioada în care nu a mai beneficiat de același ajutor. Ar fi putut să plângă cum să plângă alții care ajung în locul respectiv și își pun mâinile în poală din neputința de a face ceva, o dau pe partea că nu sunt bani, s-au schimbat nu știu cine, dacă au avut bani, nu au mai făcut am nimic, de acolo, dacă nu ăla a avut de aia nu mai pot eu. Totuși, în al doilea mandat ați văzut, s-a demonstrat că și fără o susținere de acolo s-au făcut lucruri. Da, mai sunt într-adevăr foarte multe lucruri de făcut. Iată o sală de spectacole a cărei lipsă o resimție acută, dar am înțeles că mai intră și primăria și că va fi acolo o reabilitare a sălii acelea de... Da, era o discuție la un moment dat și cu Centrul Unirea a Cinematografiei este unul din proiectele de viitor ale domnului primar. Așa și Casa Celibidache, dar nu știu finanțarea. Da, vedeți că nenorocirea e acum că nu s-a deschis noua sesiune de proiecte europene. Este atâta, ele sunt la cheie, sunt gândite, sunt pregătite, dar nu s-au deschis încă, nu s-a dat drumul la finanțări. Bine, dar pentru că singura sursă sunt tot banii europeni. Tot de acolo, Așa este. Și atunci când se va deschide această sesiune, vom fi primii care vom bate la ușă, sau mă rog, primăria orașului. Da, atâta timp cât ele sunt făcute la cheie și doar așteaptă finanțarea, mult mai ușor de accesat apoi. Care e atmosfera în echipă?
mă interesează în chipa voastră, nu mai e nicio de femei, ci și... Ultima ieșire pe care am avut-o în echipă și ați putut, degeaba spun eu acum că e frumos, că e bine, că ne place, că ne ducem cu tot dragul, ați putut vedea toată echipa la lansarea Mihaele. Da. Ați văzut că în partea dreapta sălii eram toți din echipă acolo, inclusiv cele 26 de fete, toți seniorii. Asta înseamnă, deci, că ne simțim umăr la umăr și tragem toți pentru fiecare dintre noi. Toți pentru unul, pentru toți, nu? Exact. Mușchetarilor. Cum reușiți să vă gestionați și treburile profesionale și cele familiale și cele, iată, munca în echipă la partid, nu e simplu. La mine soțul s-a specializat în băi pentru copii, pentru fetițe de 4-5 ani. Eu am norocul să o am pe mama în viață, chiar dacă tata s-a dus pe 7 ianuarie de Sfântul Ion. Mama este mâna mea dreaptă. Iar fata cea mare, deja fiind la liceu, ne putem coordona foarte ușor și prin telefon, bun, cu supravegherea soțului care mă susține și care n-a apărut niciodată și a zis că nu vrea nici măcar să își arate un deget, pentru că este un om muncitor, care la bază profesor de educație fizică și sport a ieșit din învățământ pentru că salariul respectiv nu ne putea duce foarte departe și a luat-o ușurel cu centrale, cu centrale termice, le-a și pus în casa omului, în genunchi, n-a mers asta, a deschis altceva, n-a mers nici acel lucru, acum avem altă mică afacere din care iese un salariu, o idee mai mare decât cel din învățământ. Nu a stat degeaba și la fel am încercat și eu să fac, să rămân în învățământ, să fac ceea ce îmi place, știți? Te completăm și eu zic că o să ieșim noi și din asta. Și la familia Păiuș, cum merg treburile? Soțul face prăjituri, nu? Sau el îi mănâncă? Noi am rămas, suntem amândoi în învățământ, soțul meu este profesor de istorie și dacă eu sunt profund ancorată în realitățile politicii românești, la nivel local în special, dar sub egida PNL-ului, soțul meu îmi reamintește zi de zi valorile și principiile liberalismului și mari oameni de valoare care au dus PNL-ul la un transformat. Și mai de viza prin noi înșine, da, exact. Care au făcut din Partidul Liberal un partid național, de altfel singurul partid național din țară. Da, va cam nenea de neau acum, va cam tăia din elan. Trebuie să remarcăm că în fiecare partid, dar în special în Partidul Național Liberal, intră în permanență oameni de valoare. Și însă la București n-a fost soluție internă, ci a fost o soluție externă de avarie după povestea... S-ar putea să fie mult mai bună. Da, o soluție câștigătoare. Vă spun sincer că mie chiar mi-e drag ca și persoană Marian, și Marian Munteanu. Da. Bine, afară de simbolul pieții universității... L-am urmărit în ultimele două seri, am stat târziu, mi-am registrat ca să-l văd și pe una și pe alta ca și programe TV. Vă spun sincer, mi-a ridicat și mai mult încrederea în el și moralul. Da. Urmează perioada sfârșitului de an, când în învățământ sunt atâtea și atâtea probleme și ea coincide cu campania electorală. Mă gândesc, cum veți? Întâlnirile noastre sunt eficiente. De fapt, asta vreau să vă spun și înainte. Ședințele de lucru pe care le avem, noi fiind și membri în biroul politic local al PNL și în organizația și cu responsabilități în organizația femeilor liberale. Și la județ. Exact, da, și la județ, că de aici noi plecăm și la piața. Întâlnirile sunt eficiente. Nu trebuie să stăm, nu știu, să pierdem zile în șir fără să avem niște lucruri concrete. Și atunci ne întâlnim, spunem, de cele mai multe ori este un schimb de bune practici, mai ales că suntem multe femei în învățământ și în felul acesta reușim să ne... Și am văzut-o pe Gabriela Banu, am văzut-o alături de voi la... Da, care a devenit președinta OFL Neamț.
organizații. Da. E prima ședință cu dumneai. Și ne-a anunțat că mai mult de jumătate de oră nu va dura. Dar să nu cumva dar vom puncta. Dar să nu, dar lipsim, va fi deci fost multe lucruri de pus la punct, de organizat. Scurt și la obiect. Exact. Legate de alegeri. Da, de perioada campaniei. Perioada campaniei. Perioada campaniei. Și o altă mare problemă pe care o are fiecare organizație este aceea de a asigura în secțiile de votare oameni, pentru că e foarte greu. Vigilanță. Acolo există o problemă, mare, mare problemă. Ați discutat și aceasta, pentru că trebuie să ai omul și locul, omul și așa locul. Este, dar știți că la sfârșitul exact unor alegeri am păstrat ceea ce a fost bun și putem înlătura ceea ce nu a funcționat la capacitate maximă, așa cum ne-am dorit. Suntem deplin acoperiți și pregătiți. Cât de des vă întâlniți la sediul partidului pentru a pune țara la cale, mă interesează. Avem ședințe săptămânale. Ședințele sunt săptămânale, da. Biroul politic local. Sau ori de câte ori este necesar, dacă intervine ceva și atunci trebuie să ne întâlnim, bineînțeles, pentru jumătate de oră. Sunt și pe specialități, în cazul în care discuția ar trebui să fie doar cu oameni de afaceri, eu se întâlnesc, pentru că noi suntem împărțiți, când o să veniți, o să vedeți fiecare, sunt mai multe săli de ședință, pentru fete, pentru oameni de afaceri, seniorii, pensionarii, tineretul, și atunci nu ne convoacă pe toți, ori de câte ori este necesar. Este destul de dificil așa să armonizez totul și să organizez totul, mai ales când știi că mai e aia de făcut. Noi avem norocul că domnul primar este foarte organizat. Da, deci da, n-am ajuns niciodată la ședință. Matematic, profesor spune cuvântul. Vă spun, lucrurile acolo stau la minute. Deci ai venit, ți-ai îndeplinit ce ai avut de făcut, ai dovedit, se face prezența în primele 3 minute, ce ai avut ca obiectiv, l-ai finalizat, nu l-ai finalizat, unde ești, se trece nota în catalog, următorul obiectiv, următoarea temă din ordinea de zi, punct, sănătate, la mulți ani, ne vedem, deci foarte simplu, de aceea vă spun sincer că am și rezistat, pentru că ca să ne întâlnim așa, să stăm de la 2 până la 9 doar, știu eu, să învârtăm 3 cești de cafele. Deci avem norocul că nu stăm mult la vorbă. Bine, spirit profesor de matematică, dacă eram noi... Da, și ține să ne reamintească acest lucru de fiecare dată, credeți-ne. Dar ne-a organizat pe foarte mulți dintre noi. Deci eu am învățat o grămadă de lucruri din stilul acesta. Avem destule polemici legate de obiectele acestea de învățământ. Matematica, regina tuturor materiilor. Da, discutam eu. Da. E un dialog recent pe care l-am purtat și încă suntem sub impresia. Nu spune cânte. Da. Era legat și de limbi și atunci de aici trecuse tot felul de... La ședință mai și glumim, adică nu sunt păi normal că și cota de 30% de glumă. Deci încrederea nu vine de la voi spre lider, ci de la lider spre voi. Eu zic că este... reciproc? Da. Da, noi așa o simțim. Cum este lumea vis-a-vis de ceea ce urmează, încrezătoare? Da, din ce noi făcând teren de câteva săptămâni, vă spun sincer că am rămas plăcut surprinsă. Am mers din casă în casă, am început întâi timid cu scara mamei, pentru că acolo am copilărit. M-a luat lumea în casă, mi-a povestit cum domnul primar a fost, l-a învățat pe copilul lui, că i-a fost diriginte, cum făceau problemele la matematică. Am ajuns la etajul 2, deja nu mai intram în casă pentru că mă sătrase. La fiecare familie am găsit câte o povestioară legată de domnul primar. Ceea ce am venit și am spus la ședință și vă spun sincer că chiar dacă era perioada de doliu când nu i-a fost ușor să treacă, l-au mai
înveselit puțin, da, toate acestea. Deci, da, pentru că, în fond, încrederea oamenilor cetății te face să iei decizia de a merge mai departe, exact, sau decizia de și data mi ajunge. Și știți că din totdeauna a fost interesat de părerea cetățeanului, de părerea romașcanului și a păstrat tot timpul contactul direct. A avut o serie de întâlniri, știți, pe zone din Roman, unde a vrut să aibă întâlniri directe cu cetățenii orașului și aceștia să-i expună problemele încă nerezolvate. De fiecare dată și-a notat problemele și da, fost în funcție de priorități le-a și rezolvat. Problemele erau trecute într-o agendă și chiar vorbeam la ședință, uite, când am avut ultimul tur în oraș, luna cu tare, cât am apucat să facem? 30%, exact. Perfect. Următoarele lucruri care ne-au rămas de făcut sunt astea și mergeau. Deci nu doar pentru a culege, doar pentru a da bine, doar pentru a aduna niște oameni. Da, nu a fost, exact, nu a fost o baie de imagine. Pur și simplu a luat... Cu lucruri de la o ședință, de la o întâlnire la alta, spunându-le de altfel, ce s-a făcut, știam că, dau exemplu, era un bloc în zona unde stau eu, Bogdan Dragoș, care avea partea de la bază căzut, mă rog, un lucru greu de realizat acolo. Ei, următoarea ședință, întâlnire cu respectivii, deja erau lucrurile rezolvate pe bucățica respectivă. Nu se rezolvase altă treabă urgentă. Păi asta e rolul echipei, de a aduna din teritoriu problematica oamenilor și de a reuși să o rezolvi. De multe ori l-auziți pe domnul primar vorbind despre marea familie romașcană. Iată că care nu a devenit deja, n-ați văzut, o ironie din partea tuturor. Nu. Da, dar iată că funcționează, pentru că așa cum ești tu în familia ta, în microfamilie, da? În casa fiecărui om și așa cum îți ajuți, îți susții soțul, soția, copil, ai grijă de copil, exact așa face și domnul primar și cu echipa dumnealui. Da? De asta și-a dorit să aibă specialiști din diverse domenii, tocmai ca să poată să acopere cât mai multe din problemele romașcanilor. Nu ați putut să nu remarcați investițiile făcute pe partea administrativă, pe partea socială, pe educație, pe cultură, pe divertisment. A încercat să acopere cât toate mai multe toate nevoile cetățenilor și rămâne în continuare foarte atent la nevoile și problemele romașcanilor. Deci familia romașcană chiar există, cel puțin din punctul de vedere al domnului. Da, văzut că i s-a dat de acum un sens peiorativ. Deja i s-a dat un sens peiorativ. Da, și îl vor asuma și îl vor păstra, dacă... Asta va fi deviza lor. Ce m-a uimit a fost că deja o parte din adversarii politici vin și susțin, domnule, ați văzut că corturile alea amplasate pentru strângerea de semnături de susținere și mie mi se pare o prostie și asta cu semnăturile astea, dar și așa este, așa prevede legislația. Da, nu intră nimeni că este greu. Nu este ușor. Și ca și semnatar stai un pic și te gândești, domnule... Păi asta, ceea ce vă spuneam și la începutul emisiunii, este în primul rând o campanie de conștientizare, da, a rolului pe care îl ai tu în calitate de cetățean. Atunci când mergi și îți pui votul, când pui ștampila pe un nume, atunci îl girezi pe acel om cu toată încrederea ta și persoana respectivă devine responsabilă. Totul este să-i alegi și echipa, pentru că degeaba alegi omul dacă nu-i alegi și echipa. Echipa îl ajută să facă ceea ce își propune. În momentul în care ești singur, da, cu o altă echipă în spate... Când vorbim echipă, vorbim de consilieri locali și județeni. Deci lumea trebuie să conștientizeze că PNL-ul este echipa domnului primar. Sunt încă... Din vechea echipă de consilieri se vor mai regăsi pe liste. Nu, noi suntem în măsură să vă răspundem la acest lucru, pentru că nu e definitivată lista și atunci... Dar v-au cerut și opțiuni din partea voastră de a organiza. N-ai vrea să faci parte... Fiecare membru și-a exprimat în scris opțiunea, dacă dorește sau nu, să rămână de echipa. Da, sau pe cine anume propune, pe cine ar vedea în acea echipă. Este un soi de ceea ce să facă PSD-ul cu PSD-ul de puterea, mie mi s-a părut aia o prostie, dar asta și... Da, văzut nu, și nu cine a fost, și nu de altfel, știți? Da. Omul a votat niște nume care erau din echipa respectivă, nu se cunoșteau. Mă mir să le fi știut oamenii, știți? Da.
Mă rog, nu-i treaba noastră, noi vorbim în păturica noastră. Fiecare de organizația voastră. Exact. De partid. Spuneți că trebuie neapărat să vă faceți timp pentru toate. Mă interesează dacă ați fost cooptați și la structurarea programului electoral, pentru că va trebui să vină în campania electorală cu din nou un program electoral creionat pentru următorii 4 ani. Da, asta se întâmplă la fiecare ședință. Deci toate părerile astea sunt adunate. Domnul primar are o echipă de specialiști care a creionat deja toată treaba asta. Am fost întrebat normal, dar nu noi. Voi aduceți din teritoriu. Noi culegem, culegem datele, iar specialiștii le pun pe hârtie. Da, ziceți-mi lumea când vă duceți, că asta e campanie modernă, stilul american, ușă din ușă în ușă. Asta, oamenii sunt dispuși să spună ce-i bine, ce-i rău, ce ar mai trebui făcut și cam care sunt problemele aduse de oameni în discuție. Pe care voi le-ați și comunicat la rândul vostru și le-ați și... Depinde de zona în care... Depinde de unde provin ca și zonă oamenii cu care ne întâlnim. Știu câteva exemple dați-mi așa aleatoriu de probleme pe care romașcanii și le-ar dori să fie rezolvate de primar, de viitor primar în etapa următoare. Pornind de la probleme, nu știu, poate mai mărunte cum sunt problemele pe care le aduci la cunoștința în cadrul asociației de locatari, știți? Până la probleme de interes local major, cum ar fi siguranța pe străzi, cum ar fi un loc în care să copiii să beneficieze de cea mai bună educație și să fie în siguranță, și mă refer tot la Corpul B de la Colegiul Național Roman Vodă. Era la un moment dat într-o zonă o cerere pentru un părculeț cu tot felul de pentru copii cu dizabilități, ceea ce ne s-a părut iarăși un lucru. Sunt zone care doresc, de exemplu, să le se pună pavaj pe trotuar. Deci, depinde de un vorb. Domnul primar chiar spunea după o întrunire cu în mai multe zone, spunea nu că e supărat, dar și imagina așa ca omul să vadă macro. Toți oamenii văd în... Ce se întâmplă pe stradă, ce găurică, dacă am putea aici să tăiem pomul ăsta, să-l rotunjim o lacă pe ăsta, să mai punem aici un gărduleț, domn primar, că știți, mai este un cățel care trece. Și era așa dezamăgit, spuneam, bă, lucruri din astea, bun, se fac și acestea, dar el ar fi vrut să culeagă idei mărețe pe care... Da. Dar sunt și astea de rezolvat, pentru că fiecare are universul său. Sunt ultimele minute ale emisiunii. Aș vrea să știu ce ați mai vrea să comunicați romașcanilor din partea echipei de femei liberale. Cele care sunt în spatele unui primar puternic, să-i zicem, da? Da, aș vrea să cred că în spatele unui primar puternic sunt niște femei puternice, să fie alături de dumnealui. Pentru că nu doar de dumnealui și de echipa pe care o are pregătită, pentru că este o echipă de oameni de calitate. Și așa cum vă povesteam, o să aveți mari surprize în lista pe care o va... Eu ca jurnalist cam deci, știu ce să... Ne-a asigurat că vor fi surprize destul de frumoase. Să-l susțină, să ne susțină, să înțeleagă că doar cu echipa PNL și domnul primar Dan Laurențiu Leoreanu pot să-și atingă obiectivele pe care le au mai mici, mai mari. Obiectivele lor sunt de fapt obiectivele noastre, pentru că de la ei au ajuns la noi și astfel domnul primar și le-a trecut într-o agendă. Deci dacă doresc să-și îndeplinească niște obiective pe care ni le-au spus în întâlnirile noastre, doar echipa PNL și domnul primar Dan Laurențiu Laureanu le poate rezolva. Și așteptăm la vot.
pe toți. Da. Să nu-și risipească voturile, să fie conștienți de faptul că, într-adevăr, domnul Dan Laurențiu Leureanu și echipa domniei sale pot schimba în continuare fața orașului și dacă îi vor mandata cu încrederea lor, nu vor fi dezamăgiți. Cum n-au fost până acum dezamăgiți, cred. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Sperăm că până în campania electorală propriu-zisă ne vom mai întâlni. Cu siguranță. Și vă zic o zi bună și rămâneți în continuare pe Roman 24.